Ia să vă zic, bă, niște chestii despre mine, că mi-au venit niște gânduri foarte multe și chiar vreau să împărtășesc cu voi niște chestii, să mă cunoașteți mai bine ca, pe mine personal, nu ca artist, pe mine, edi, persoană, deși o, în 80% din proporție sunt ceea ce reprezint și pe melodii și pe peste tot, în 80%, să zic așa, 70-80% sunt 100% autentic, eu, personal, vreau să fiu un om normal vreau să merg să cunosc lume, să mă duc la petriceri, să mă duc, să mă duc pe placă, să găsesc hobby-uri noi, să pula mea să comunic cu oameni. Încep ușor, ușor să-mi dau seama că am avut o, nu știu, o mentalitate ignorantă când vine vorba de alți oameni, alți oameni care vreau să facă muzică și din cauza unei, unui ego și așa, stând cu anumite persoane noi suntem cei mai șmeche, noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai buni artiști. Într-adevăr, mă cred unul dintre cei mai buni artiști din România pe domeniul meu și sunt și nimeni nu poate să ne chestia asta, dar nu asta e important pentru mine. Nu vreau să fiu cel mai bun. Eu vreau să fiu un om care să inspire alți oameni să devină mai buni decât sunt în prezent. Și de acum încolo o să embrace super, super mult alți artiști mici, alți artiști incredibili pe care în sunt ochii pe ei și nu e hype pe ei pentru că trebuie să se dezvolte, să și le vibe -ul. Și vreau neapărat să ajung la anumiți artiști care sunt în stadiu de începători și de așa, să-i ajut să pu pună bazele, să creștem împreună, să fie vibe incredibil. Eu personal, pe lângă faptul că o să fac muzică în română și trebuie adevărat și sunt... Următorii 10 ani vă promit că, pe lângă faptul că o să fiu eu asteca și o să dau în industria asta românească și o să schimb și probabil o să se schimbe trapul de 100 de ore să devină altceva, eu o să mulez și o să fiu super adaptabil și o să mă iau și eu după trend, dar o să și dau trendul. Pe lângă chestia asta, o să-mi o dau și pe plan internațional și o să cânt cu artiști din afară cu care m-am cunoscut și tot cunosc oameni și mă duc și intru în alte ștori cu artiști din Italia și din alte țări, o să mi-o dau și cu ei și pe lângă asta vreau să activez și pe plan internațional să dau în engleză, deși eu în trecut eram ignorant că oricum mai zis chestia asta și mă gândeam, bă, nu suport românii care dau în engleză. De ce? Pentru că când dau în engleză și dau un român cu accentul ăsta de este european, oamenii, prima întrebare care și-o pun... În ultima perioadă când am cântat când am dat pe melodii, mi-am dat seama cu aie că pot să zic niște chestii, să scot niște sunete din mine, niște sounduri care nu mai contează limba, frate. Nu înțelegi nici în ce limba o dau. Dacă stai să te concentrezi, înțelegi ce zic. Mai ales dacă eu acum am ascultat foarte mult trep din afară cu slanguri, cum e Yang Tagana, pula mea, care vorbesc într-un anumit slang și au un anumit accent și așa, eu, din cauza că am o muzicală, am reușit cumva să scap de accentul românesc hata și să nu zică lumea că, bă, vezi, doamne, ăsta e român, de unde o fi ăsta, ce pula mea, nu știu ce. Și oamenii să, când ascultă melodia, zică doar, bă, e blană sau nu e blană, sau e pula mea, e haos, sau mi-a dat vibe incredibil, dar nu prima lor întrebare să fie, bă, ăsta e român, sau ce pula mea, de ce are vocea asta, de ce are accentul ăsta. Eu deja... Și sunt prea mulți oameni în România șmecheri, foarte, foarte buni, artiști, trapări, care stau în umbră și oamenii nu-i remarcă și e vorba foarte mult de imagine. Mulți au un sound incredibil, au muzică incredibilă, dar nu, încă nu au o imagine care să fie în afara lumii astea, din să aibă ceva un nebunie, nu știu, a lor, așa de unic și așa de personal. Și vreau cu aia neapărat. Să facem o schimbare în țara asta, mai ales cu voi, că vorbesc de voi artiștii care, care pula mea, vă tot cunosc, tot cunosc artiști în fiecare zi. Vreau să dăm next level tot, să gândim la un nivel așa de înalt cum nu se poate gândi în România, pentru că mulți nu vise care îi zic, bun, în România nu se poate, ăsta e maximul, ăsta e maximul, nu se poate mai mult de atât, Ei, nu se poate, vă zice fratele vostru și o să vedeți că se poate, pentru că eu când fac niște schimbări și de ani, ba chiar un an, sunt pe om propriu, vorbesc, dau telefoane, vorbesc cu toată lumea, eu mă ocup de mine 100%, am ajuns și eu în puști să dea să vorbească cu o grămadă de oameni mari, să fac o grămadă de mișcări mari din banii mei, din buzunarul meu și așa mai departe. Și asta puteți face și voi dacă vă investiți timpul și banii în voi, imaginea voastră, în muzica voastră, în produsul vostru pe care vreți să-l creați. Și ideile le aveți că sunt șmecheri mulți dintre voi și sunteți frații mei și vreau să ne înturăm să facem treabă. Pentru că la început, na, erau câteva trupe de trap, era șatra, na, era șatra care au deschis porțile, cum am zis și melodia aia, da, au deschis porțile pentru noi să intrăm, era în șatra, în acum după am venit noi, Iana, Asteca m-ați înțeles? Și de, de, la noi au venit o grămadă, s-au umplut și sunt de faptul că când era la început șatra Cu Kila Cu Supered Cu Nosfe Cu Luca Cu Kid Da? Și făceau un, un tip De trap S-a modificat S-a modificat A venit Și Nani Și Amuli Și noi Și toată lumea Nu vreau să uit pe cineva Să fiu un muis Că au fost foarte mulți Care până la urmă Au contribuit la această industrie Să, să devină ce este astăzi Mă înțelegeți? Și Acum în momentul de față Sunt foarte foarte, 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 foarte multe trupe și artiști foarte talentați de care trebuie avut grijă să fie îndrumați în direcția cea bună, să învețe din greșelile pe care le-am făcut noi și așa o să se dezvolte în 10-15 ani trapul și o să fie cum e în afară și chiar poate mai șmecher ca în afară în ziua de azi cum e în afară. Pentru că în 10-15 ani cum o să fie în afară o să fie și o să fie cum e în afară și chiar poate mai șmecher ca în afară în ziua de azi cum e în afară, pentru că în 10-15 ani cum o să fie în afară o să fie să ne apropiem de nivelele alea, dar încă nu intră bani în țara noastră așa mulți și nu intră bani în economia asta și a industriei astea așa mulți, dar o să intre din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mulți, muzica trap se dă pe radio din ce în ce mai mult asta tare, până și oia care nu fac trap și fac muzică comercială la radio, care -i blană, introduc elemente de trap, ei to ei ați înțeles? Artiștii old school de underground și de rap vechi combi se combină cu noi și îi dau un stilul lor și noi dăm un stilul nostru, trebuie să fie o unitate incredibilă la noi în țară să facem și nu mai fiind care pe care și invidie, ăla e mai bun, ăla e eu sunt mai bun ca tine, dă-te în mea, asta nu există, trebuie să fim toți, fiecare să facem treabă și să ne iubim între noi și să ridicăm nivelele. Ascultați-mă ce vă zic, vă pup și vă iubesc o seară bună și ne auzim. Și să vă mai zic încă ceva, niște insight că iar mi-au venit ideile în cap pe care vreau să le împart cu voi, este că să nu credeți că eu nu sunt om, sunt un om normal, sunt un om la mea, ca oricare altul, care am reușit ceva să fac din cariera mea și sunt apreciat de lume și evident că vreau mai mulți și că nu mi-e destul și că simt că a, abia sunt la 10%, 20%, nu știu ce, dar am și eu insecuritățile mele, fricile mele. Și văzând la altă lume gen pe care am cunoscut-o recent, recent, din tot felul de alte domenii care au fost în pic și au fost cei mai buni și din cauza unor uh, pula mea evenimente, fie că n-au mai fost poval, fie că pula... Fie că nu știu ce, fie că n-am mai putut să-și folosească potențialul M-am panicat și am zis, bă vere, poate ajung și eu într-o zi așa Și asta e una dintre fricile mele Dar un om care este pozitiv Dacă îi se pune stop la o parte a vieții lui Nu trebuie luat Cea mai mare greșeală, uite că aici intervine și legea atracției Și uh, crearea realității prin percepție și prin gânduri Mie dacă o să mi se ia vreodată vocea Să nu mai pot să mă exprim, să nu mai pot să cânt eu nu să stau să zic că gata, mi s-a dus pe pulă viața, mi s-a dus gata, ăsta am fost, ăsta a fost picul meu, ce au la revedere, mă recunosc peste 10 ani oamenii, a, stai că tu existi, ne? a, nu, nu mai există băgam și pula. Nu! Ce o să fac e? Aici s-a terminat capitolul ăsta. Începem alte lucruri noi în care vrem să devenim cât de bun se poate. Ce ne place fiecăruia în parte. Poate o să fiu pula mea. Pictor. eu știu dacă, doamne feriște, mi se întâmplă asta, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, pentru că vreau să cânt toată viața și să mă distrez toată viața, mai înțeles? Și să crez și să transmit ceea ce vreau să transmit vouă. Niciodată să nu fiu adaptabil și să se schimbe trapul, să se schimbe genul ăsta muzical, să fie altceva și eu să nu-l înțeleg și să nu mai fiu poval și să fiu cringe, La modul, n-aș lăsa asta să se întâmple, aș vrea să fiu adaptabil, să mă mulez și să Fac în pula mea ce se face în momentul ăla și să înțeleg, să amintea am deschisă să înțeleg ce se va face în viitor, mă înțelegeți? Și pula mea, asta e, e, e clar eu asta asta o să fac oricum. Și, na, mi-a uitat ideea băga mea și pula să Așa și chiar dacă se discutam despre situația ipotetică în care mi s-ar deschide o mi s-ar închide o ușă, da, și mi s-ar lua vocea sau mi s-ar termina cariera sau n-aș mai fi șmecher și mi-a zis asta că o chestiune al trecutului, pula mea, un pe dacă s-ar întâmpla asta, eu aș găsi altceva ce îmi place să fac și aș da randament și aș crea în realitatea aia o de a ajunge la un potențial nemaipomenit. Pentru că ăsta sunt eu, așa vreau să fiu și așa o să fiu toată viața. Și așa trebuie să fiți și voi. Dacă găsiți ceva ce vă place, un hobby, chiar dacă aveți, treceți printr-o grămadă de faze, da, și ziceți că bă, vreau să fiu pula mea, cântăreț, vreau să fiu dansator, vreau să fiu aia. Chiar dacă sunt faze, o fază a unuia, e doar dacă nu continui să fii perseverent în această chestie. Pentru că Cercarea mea de a face muzică, trap, rap sau pula mea a fost doar o fază. Până când n am mai fost o fază pentru că n-am lăsat-o să fie o fază și n-am renunțat. Și am continuat-o, înțelegeți? Și până și prietenii mei de la început credeau că e o fază. Ziceau, bă, pula mea, cântă și ăsta o lună, două, după își bagă pula, a fost doar o fază, a fost și rapper odată. M-ați înțeles? Dar eu n-am lăsat-o să fie o fază. Pentru că mi-a plăcut așa mult încât am vrut să o continui până mi iese și am încercat 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 până mi-a ieșit. Și acum că mi-a ieșit și am ajuns la un nivel, nu vreau să mă plafonez, să zic, băi, gata, deja sunt printre cei mai buni. Nu mai am ce să fac. Nu, frate, vreau să dau level up să ridic stacheta, ăia care sunt mai jos de mine se ridică și ei și devenim toți